raza om, cu acele poveri, cu acele încercări prin care treceți și alergați la picioarele Domnului, pentru că Domnul vrea să lucreze pentru dumneavoastră. Dar îmi face Domnul necunoscut, cu vrăjmașul a venit cu tur de necredință și vă uitați când la unul, când la altul. Domnul zice așa, priviți la Domnul și nu la om. Nu priviți la cei care spun într-o vreme ca aceasta că sunt pocăiți, că sunt copiii Domnului, pentru că vedeți multe lucruri care vă întristează și nu vă plac. Domnul zice așa, priviți la El, pentru că El e Cel care și-a dat viața pentru dumneavoastră și nu omul. Și Domnul să vă ajute la acest lucru. Amin.